că tot locul e greu pentru femei. Așa s-o cot eu, dar nu știu. Mă gândesc că Moldova, femeile, poate și mai greu, dar depinde și cum s-o cot ele. Eu s-o cot că... Eu m-am deprins aici și s-o cot că nu. Când eram copii mici, țin minte că mamica așa îmi spunea: te-ai căsătorit, rău bun, așa trebuie să depășești. Lumea să nu-ți știe că n-ai străiești azi cu unul, mâini cu altul. Și ai să faci numărări. Ca și mai legoță, gata? Mergem vaca sau și pe chef? Dar cum e cu dragostea? Ei, la noi dragostea super. Numai nu te râde. Nu mă râd, gata. Nu te râde. Vinovat. Ia ca așa. Oi. Pot spune că vă mai iubiți după câți ani vă simțiți? 27. Eu la cameră nu... Mă rușinez. Dar fără cameră? De fără cameră, tot. Dar despre dragoste la cameră poți vorbi? Chimbole. Natasa, te-am luat și mă întreabă. E, nu, noi ne pusim, nu, noi suntem foarte rușinoși la așa ceva. Ghenea, pune ochelari pe ochi și dă-i bătaie. Da, asta e rușine să vorbești despre dragoste? Da cum? Da de ce? Mihai! Viorica, ia că uite, filmează că am un prieten aici la mine. Da. Vine și ne pune lăbuțele pe caldare și aici chiar cu gurița în țuță. Dar nu se stișește și el, cred că. Ca roza e bucurie mea. E pe mine mă înțeleg și eu pe dânsa. Și de trădat nu mă trădează. Femeia mea repede poate să mă trădeze ca e. Și roza? Da. Da. De dragoste se începe de la vacă și pământ. Și... Te-ai culcat cu probleme, te-ai sculat cu probleme. Care dragoste? Te gândești și să faci mâini de foc, de una, de alta. De sfădit des ne sfădim. Dar de dragoste nu-i timp. Natasa, să gândești că e încă tânăr și viața tătă e înainte. Dar au trecut de 40 de ani, de-am viața de-a merge înapoi, de-am. De nu-ți dă seama la asta. Și tot bu. Păi nu-s tânăr, dar eu merg, dar înspre pensie, înspre țintirim. Nu mă duc în sus. Câteodată că bărbații mai fac și pauză, dar femeia nici într-o zi n-are pauză. Nu că într-o zi, dar în ziua aceea, 5 minute sau să odihnească, nu există, rar. Când m-am căsătorit, eu nu știam a cosă. A venit timpul că trebuia ca la animale de cosă. Am încercat, am luat coasa și m-am dus la cosă. Nu s-a primit. Pe urmă, hai că crenguțele le tăiem noi, nu? Dar desticături să deschizi, cam nu prea femeile destică. Zic, eu mă duc să încerc. Am început a încerca, nu s-a primit. Dar nu e gine să încerci. Că bărbatul, dacă vede că încerci, a încerca și îți primești, cam des cam trebuie să lucrezi la așa lucruri. Давай, где
și tu la lucru. Să ajungi atâta fumat, fumat. Eu am tăiat până amul. Dar tu nu ajungi la tăiat lemnul. Poți eu, dar cum? Eu la gros. Dar tu poți tăia lemnul? Pot. Ia vezi, arată. Eu sunt la cameră. Mai las camera să singură acolo. Hai vine, nu te rășuna. Apuși și dai gazul. Și de data? Da cum? Așa, hai de aici. Să încercăm. Sus. Ah. O. N-a ieșit? Începutul e bun. Încă o dată? Ah, dar e așa de grea. Da cum pare? Așa să mănânc pâine la sală. Ia ca ia. Ah, dar munca asta ca tare, tare grea. Ei, noi dar suntem de prinsă. Cam așa. Asta vreau bine, vine și arată cum trebuie. Haide. Ia îndoi să vedem noi. Hai că eu mai bine la cameră, Vasil. Nu, hai. Eu mă uit din partea aceea. Fiecare de ce-a învățat. Wow, din prima. Ia că așa șumiele de la sat lucrează. Nu ca cele de la oraș. Alintături. Îmblă ele de la fitness-uri, de la baruri. Fiecare familie, cred că și chiar și prezidență și astea, și tot noi, tot noi bine. Și așa și la noi. Dar de cât timp dumneavoastră sunteți împreună? De câți ani? 18 ani. O iubiți pe soția dumneavoastră? Încă o mai iubiți? Noapte nu. Noapte și dimineața. Cel mai tard dimineața. Dar ce înseamnă dragoste? Aia e căbută noștri. Mă bătrâi cu mine. Poate pentru dumneavoastră înseamnă altceva, pentru mine altceva. Hai, eu mă cum știu. Trebuie să fie dragoste? Asta cum poți să bă... Un sac bun și un, astea, un... Un pace în familie. Nu. Asta la urmă. Da. Noi în tăi țară și în tăi dimineață. Asta la noi iubim în moi. Asta mai de mult, mai de mult asta era, că spunea că ar și femeie la conduce, dar asta de mult s-a spus. Și ea că Dumnezeu ne-a dat. Ei doresc o mai sănătate, pașe și sănătoase. Și mulțumesc frumos că faci o leacă de părească în Moldova. Și doresc să fac părească și părească așa cum trebuie. Știți cum a spus în bătrânețe? Tatăl meu, milosierte, mâneamnă milosierte, deci partea femeiască, e trebuie așa de măcât, știți unde? Știți unde? Nu? La cuvni. În bucătărie. Dar e în conduce, n-are. Acolo e, tete,
Dar de ce credeți așa? Așa, poți fi bun. De ce credeți așa? Așa. Credeți că o femeie nu poate, nu are aceleași capacități ca un bărbat? Poposta lui, și vreau că îngesc, una. Inde de la Gandhi. Dacă și eu condus cum scade. Dar e seama. Trebuie să ai multă răbdare și putere. Femeia de la sat îi înlocuiește bărbați, că la noi nu prea sunt bărbați. S-a dus, stăți, careș, încotro a apucat-o drumurile, pribegie aici de lucru nu-i, bani nu-s și noi că femeile facem lucru și pentru bărbat. Toată viața singură. Ajutor din care parte am avut? Nici dintr-o parte. Care ajutor am avut? Așa. Mai vineau ospeții, mai... Da... Cu lucru, mai... Singură. Toți vin și pleacă, dar lucru n-are. E, mă rog, vin ca oaspeți. Până nu mi-ai pun eu oaspeți la lucru, să-mi deschizi și lemne, să-mi cosească în grădină, să-mi prășească grădinile. Nu. Asta nu e pentru parte orășănească, asta e pentru femeile de la sat. Deci femeile de la oraș nu pot face asta? E ca nu prea. Dar de ce? Obosesc tare repede. Să le scoli dimineața la ora 5 și să mulgă vaca, să ducă vaca la deal, să dea mâncare la porci, la răți, la găini, la curcani. Mai niște iepurași, vă 4-5 câini împrejur mai sunt. N-ar face în 5 minute. Deci trebuie repede, că fiecare vrea să mănânce la vremea lui. Noi ăștia de la sat ne acomodăm. Numai la oraș nu ne acomodăm, gine. Nu știu cum alții, poate și, mă rog, dar eu nu. Eu să văd un copac cum crește, o floare să o mai mângâi dimineața să mă uit. Ei... Verdeața îmi place. Când m-am măritat, tata, bărbatul meu n-avea mamă. Avea un tată bătrân de la război, rănit, vai de capul lui. Făcea și el niște mâncare cum da Dumnezeu. Eu mâncare încă nu știe, mă face, făcea mama. Ei, făceam și eu și putem și era bun. Dacă nu aveam soacră, n-avea și nimeni comanda. Eu am mai comand cu toleacă. Poate că ora mea și nu-i place, dar eu comand. E, și nici pâine nu știe mă coașe, dar înainte nu se vinde pâine, se coșea. Am frământat eu o covată de pâine, nu știu, am pus o jumătate de sac de făină, mă tâncă. Și am făcut un cuptor de pâine, l-am pus în forme. Când scot, ei, da, nu mă uit încă în cuptor, da, să uit socrul meu. Fai, am venit și vede ce ai făcut așa. Da, eu m-am spăriat, m-am gândit, Doamne, orice am făcut. Parcă am pus tăt, parcă așa și trebuie. Când mă uit, e cuptorul plin. Na, cum să scot eu pâine așa? Dar el de bucurie că eu așa pâine am frumoasă în copt. Nu știe și să-mi zic și mă speriet că ceva rău am făcut. E, și cumva am scos eu pâine așa. Dar vedeam pe urmă, coșem, știem cât și cum. Dar deodată, dacă n-am știut, așa. Dar am udam, fac. Nora mea de mamă eu, da, zic, las, cât pot, fac eu, îi faci tu când noi și eu. Dar dacă mai sunt eu și pot, fă tu că ai tu și faci fără pâine și fără mâncare, le fac și... Ei, ca în casă, nu știi, dacă suntem la un loc. Când ați și deoparte, ați mai lăsat, da, așa. Suntem la un loc, apucătăm să șoșem și eu și el. Vă împăcați? Da, și ce avem de împărțit? Nu știu, nu ne împăcăm. Dacă trăim într-o casă și trebuie să ne mâncăm ca câine, ne împăcăm tare, gine. Eram fără părinți, părinții au murit și dacă nu mă împăca cu dânsa, eu și ne-ar să împăși. Și nu s-a împăcat ei cu mine, cu cine. Așa. Așa, câteodată mai scapă și pe la noi câteva, dar așa ca în orice familie.
Nu avem și împărți. Nu, nu prea chiar tare eu am pretențiile dânsa, că nici fiorul meu nu chiar e de biserică. Și așa că, dacă încă și eu îi mei sări cu gura, cred că n-aduș o gine. Așa. Iarna când n-avem de lucru, mă cobor în bunker, numai o cană de gel, cu băieță. Dar acolo ai ceva sau nu? Dar cum? Mă coleagă că e cam la fund, mă. Cam să mântuie. Scar n-am aici, dar special nu-i fac scara asta. Ca pe aia vine muș Natasha-și îi fur genul. Iată acum. Lucrăm tot ziua, lucrăm seara, ne odihnim. Sănătate numai dacă de-ar și, tot să fie bine. Și dragoste. Păi și asta, dar cum? Când ne mai sfădim, când ne împăcăm. Așa e, fără asta nu-i. E gine cât e sănătate. Cum? Nu-i sănătatea, dar nu știu cine-ți facă toate pământurile astea. Cochiii cu niște gânduri de-a duși. Dar un trai mai altfel. Le-am grămădit casă, pământuri, pentru dânșă și-o rămas pe mine. Și dacă nu mai beau un pahar de gin, apoi cât poți să ții? Aia ca pânic proaspădă. Dar plășintele nu sunt. Plășintele am ușa să vie. Ele sunt pe drum. E plășintele astea. Și vierea. Ia ca și bunica vine. Noi dăm așteptăm. Dacă bine fășesc așteptă, ia ca și eu am gândit, dacă așa ți-mi va pune. Dar bine ești bine? Hai poftim pune aici. Dacă bine lumea, dar eu și. Am dus și-a dus oameni. Dar și bere să bie cu țigară? Da, păi, să recomand doctorul așa. Aha, doctorul. Hai, poftim la masă, care e cutica deasă, dar care e cutica rară să iasă afară. Da. Hai, luați băieți, hai, sunt sănători. Să ne mai întâlnim la masă, că trebuie ziulică în blasă și ea, numai o leacă la masă, ne grămădim și noi odată în zi. Și așa e, nu tot vreme. Așa nu e tot vreme, da. Poftă bună. Hai. Crești mare. Dar totuși, de ce credeți că femeile și bărbații nu pot să ajungă la un, nu știu, la o înțelegere, să înțeleagă mai bine, să trăiască viața mai frumos? Uite, e ca tare, ascultă, auzi bun au, numai nu vreau să facă. Dar femeia vede că trebuie de făcut și n-are și ne pune capul în jos ca calul să ală. Au primare libertate femeile, mă. Da, n-am și nu-ți convine, urșidă. Peste măsură. Ia uite, dar și libertate. Îngândești voi stai lemn, nu știu? Da. Și libertate. Și m-a zis om așa, așa. Da. Nu. Bă, și nu om, măi, ia la dânsul. Apeacă, vezi, omul nimeni. Dar fără om nu se face nimic. Toți spun că într-o familie depinde totul de femeie. Dar eu cred că nu e adevărat. Eu cred că trebuie să fie amândoi. Spui de eforturile ca să fie în familie, o familie unită.